Părinte Arhimandrit, cum să înțelegem cuvântul Sfântului Siluan Atonitul, ține mintea în iad și nu deznădăjlui? E un cuvânt mai greu acesta. Iadul e lumea aceasta. Eu am aflat, prin aici loc, deloc o noutate, că iadul nu este undeva în afară de pământ. Este pe pământ. Și este undeva chiar în pământ. Și aceasta am aflat-o dintr-o catavasie a învierii, catavasie a șasea, care spune așa: pogorâtul te-ai în cele mai de jos ale pământului. Mântuitorul, după ce a fost răstignit pe cruce, sufletul său a coborât în iad, a coborât în iad. Și de acolo a scos pe toți cei care erau condamnați la o sândă. Și erau acolo, în pământ, undeva în iad. Acolo a coborât Mântuitorul Iisus. Trupul său, cum știm, a fost prohodit și îngropat, pus sub peceți, iar sufletul i-a coborât în iad. Și este o cântare care o cântăm noi, biserică, în mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, în rai cu tălharul, și pe scaune ai fost Hristoase cu Tatăl și cu Duhul. Adică Mântuitorul este prezent în aceste centre după moartea sa pe cruce. Așa încât iadul este pe pământ sau chiar în pământ. Și Mântuitorul coboară la el și de acolo scoate din întunecimile iadului. E o luptă cu îngerii, luptă cu Belzebut. Mântuitorul devine stăpânul iadului și de acolo scoate pe toți cei care l-au așteptat. Nu pe toți. Am uitat întrebarea. Ține mintea în iad și nu deznădăjduiesc. Așa. Ține mintea în iad. Iadul este și pe pământ. Deci, în pământ și pe pământ. Încât noi suntem obișnuiți cu iadul. Iadul și-l face sau și-l fac mulți dintre trăituri aceste vieți. Așa. Prin viață care o duc. Încât iadul devine descurajant. Devine nimicitor. Așa. A suporta iadul pe pământ cu această încredere în Dumnezeu este un lucru foarte necesar pentru viața noastră. Trăim cu această încredere că iadul va avea un sfârșit și vom fi cu adevărat liberi și vom putea să ne ocupăm și de viața noastră lăuntrică. Cu toată descurajarea care ne aduce diavolul, pentru că el este în iad, dar este și în lume. Este prințul lumii care a câștigat foarte mulți pământeni pentru împărăția lui. Și toți care suntem încă în lume, diavolul ne vânează și dacă se poate să ne acapareze pe toți, se atrag în împărăția lui, împărăția întunericului și a morții. Însă, cu ajutorul lui Dumnezeu, rezistăm și învingem această tendință lacomă a diavolului de a cuceri
făptura lui Dumnezeu pe lumea aceasta. Părinte Sofian, pentru un tânăr care dorește să se apropie de biserică pot apărea diferite capcane și am dorit să ne spuneți câteva cuvinte despre trei dintre acestea. Prima ar fi pietismul. Unii definesc pietismul ca un amestec de superstiții cu exagerarea unor lucruri neimportante. Ce ne puteți spune despre pietism și cum să ne ferim de acest lucru? Noi urmărim în viața noastră creștină să ne menținem pe linia aceasta ortodoxiei, care este lumina credinței noastre, lumina lui Hristos, care știm că ne conduce clar către Împărăția lui Dumnezeu. Celelalte surugate ale ortodoxiei nu le luăm în seamă și recomand și la tineri să nu alunice în superstiții și în astfel de mișcări cum este acest pietism. Pietate, evlavia adevărată a ortodoxiei, aceasta este calea care trebuie să o urmeze un tânăr care vrea să ajungă la un Împărăție lui Dumnezeu. Nu mă interesează pietismul. De ce nici nu urmez despre el? O altă ispită ar fi intelectualismul, în care credința apare ca un fel, ca o problemă interesantă de cultură și nu neapărat un act de trăire. Și cultura aceasta, cât ar fi ea de înaltă, însă este amestecată cu mândrie. Și mândrie este aruncată în lume de duhul acesta al minciunii, care este diavolul. El este foarte savant. Diavolul știe foarte multă filozofie, știe și foarte multe teologii și impresionează prin știința lui. Dar știința lui îl ține mereu rece față de Dumnezeu. Mintea lui este încremenită în cunoașterea care o are, ca și prietenii săi, oamenii intelectuali, mai ales atei. Știu toate și rămân mai departe închiși în știința lor, fără nicio deschidere către Dumnezeu cel adevărat și cel viu. Rămân închiși în această știință și impresionează cei din jurul lor și ai lor, care au aceeași preocupare, care sunt morți pentru Dumnezeu și pentru ei. Cu toată această filozofie a lor și această intelectualitate înaltă, sunt ca o trâmbiță care sună puternic, dar lumea nu este atrasă de această trâmbiță. N-are o melodie anume, ceva care se placă. Are un strigăt, adeseori uscat. Încât această intelectualitate, chiar când vine în contact cu credința creștină și cu trăirea creștină, această înaltă filozofie sau intelectualitate nu se împacă deseori cu creștinismul
general și cu trăirea creștină în special. Refuză. Îi convine să rămână în această uscăciune intelectuală pe care cei care au crescut alături de această uscăciune simt mulțumiți să asculte această depănare de cunoștințe și de probleme ale intelectului, ale minții, dar nu îi atrage și nu îi mulțumește și rămân mereu uscați în această formă de cunoaștere seacă. Pentru suflet, pentru viața creștină, pentru viața în Hristos, această intelectualitate nu are valoare. Pentru că ții mereu în afară. Ca și diavolul, care este foarte savant, însă el nu poate face niciodată parte din prietenul lui Hristos. Prietenul lui Hristos sunt sfinții care deși știau foarte multe lucruri, dar în același timp le trăiau și avea bucuria aceasta dumnezeiască a Harului care îi făcea fericiți cu adevărat. O altă capcană pentru tinerii care doresc să se apropie de biserică, o capcană mai nouă, este criticismul. Și anume, unii susțin că trebuie să criticăm cât mai mult pentru ca lucrurile să fie mai dinamice, altfel ele pot să înlemnească. Și atunci trebuie să criticăm și în felul acesta va apărea ceva nou, ceva viu. Cum vedeți dumneavoastră această problemă? Eu această problemă o văd mai simplist. Pentru mine această critică adeseori se confundă cu judecarea. Adică o pornire împotriva poruncii evanghelice de a judeca pe aproapele tău. E necesară și această critică, însă să fie obiectivă, să fie cinstită. Că de obicei, judecarea aproapelui se face în lipsa celui judecat. Se judică, se condamnă în lipsă și pentru asta e un păcat. Pentru că spune Scriptura undeva că a mea este judecata, adică Dumnezeu are această putere și această calitate de a judeca fiecare de noi și această judecată este corect, cu adevărat. Dumnezeu care știe tot ce se întâmplă cu fiecare persoană și cu toți la oraltă. Judecarea unui om poate greși. Ori Dumnezeu este fără de greșeală, cum știm, că se poate întâmpla cineva care critică pe altul, care nu e de față, îi spune păcatele lui pe care le știi și tu le știi complet. Cel care-i socotit, vinovat și păcătos, are și el conștiință și poate mustra și pe el conștiința și se poate reabilita înaintea lui Dumnezeu prin pocăință. Care cel care judecă nu poate să pătrundă mai mult decât ceea ce vede sau aude. Deci el poate să rămână în greșeala aceasta că l-a osândit, iar cel vinovat se poate îndrepta. Dumnezeu îl primește în pocăința lui, în pocăință și în apropiere de Dumnezeu, iar cel care a judecat este osândit, pentru că călcarea poruncii a nu judeca, să nu fie judecați. Însă critica de care ați pomenit la început, această critică e și necesară, pentru că un om nu totdeauna poate să vadă totul în jurul lui. Deci ies mai multe minți și o critică din aceasta poate aduce ceva pozitiv. Cu
condiții ca să fie cinstit. Să fie cinstit și să aducă ceva pozitiv. Critică ce nu-i bun, dar aduce în locul acestui element greșit, aduce ceva pozitiv și îl spune acolo. Și atunci poate să colaboreze și poate să contribuie la un adevăr întreg. Nu un adevăr stârb sau un adevăr insuficient. Așa încât o critică poate fi de folos încă o dată că este cinstită și pozitivă această critică. Și o aduce în locul celui care nu era potrivită pentru cauza despre care este vorba. O problemă importantă pentru schimbarea vieții noastre lăuntrice este relația cu duhovnicul. Și aș vrea pentru început să vă întreb care sunt criteriile pentru alegerea unui duhovnic. Nu aș putea să vă spun. Asta devine cel care caută duhovnicul. Că duhovnicul se comandă la un om matur, un om care are o viață duhovnicească și ar vrea să fie ajutat, pentru că sunt foarte multe aspecte în viața sufletească a fiecăruia de noi. Cel care caută un duhovnic... Să zicem că e la început și vrea primului duhovnic și îl caută. Da. Întreabă și pe altul, dar ce duhovnic ai? Cu tare, ești mulțumit? Ești sau nu ești, îi spune. Mă întreabă pe altul și recomandă pe altul. Așa. Se duce la duhovnic. Că nu chiar așa de ușor să găsești într-o dată un duhovnic care îți corespunde la starea ta, la problemele tale. Și de aceea rămânem la recomandarea Evangheliei. Caut și află. Întrebând din om în om, din oameni, nu fiecare om pe stradă îl întrebi. Așa. Cei care socotești prea ta că este preocupat de această duhovnicul lui. Și ajungi că nu suntem chiar așa de mulți duhovnici, așa încât să fie prea mult o steneală, dar trebuie să-i căutăm. Și eu caut duhovnic. Și ne găsim pe unul care să mă leg pentru toată viața, cum era Părintele Ioan, el era insuficient pentru că eu nu știu limba rusă că trebuie ca să înțeleg sfatul lui duhovnic rus. Așa. Și ție de ce nu mi-era suficient? Și eu am căutat alt duhovnic pe vremea lui. Așa încât căutând prin toate mijloacele care pot să-ți folosească la găsirea acestui duhovnic. Întrebând din om în om. Așa și până la urmă găsești. Poate până la urmă te convingi că nu e suficient. Și îl lași și cauți altul. Se poate întâmpla să sporească respectiva persoană și duhovnicul să fie insuficient. Și atunci cauți altul. Mai ales în legătură cu problema aceasta a rugăciunii lui Iisus, trebuie numai decât să ai un povățuitor, asta e greu să găsești un duhovnic care să fie și trăitor la aceste rugăciuni și să spună ceva adevărat și mulțumitor. Atâta. Fiindcă tot ați adus vorba când și cum se poate schimba duhovnicul? Când nu mai ești mulțumit de el, pur și simplu. Că ți este insuficient. Să-și cauți altul și
Și dacă nici El nu este mulțumitor pentru tine, cauți altul. Să nu găsești. Nu există riscul să fie ceva prea subiectiv? Da, sunt și oameni pretențioși, cei care caută holnicul. Pentru că, așa cum spunea Părinte Ioan, colegii de care am vorbit, la duhovnic întrebi sau îi spui problema ta și îți răspunde de plin sau cât poate să răspundă. Și te mulțumești. Și a doua oară iarăși vă întrebi alte probleme care îți survin așa pe mintea ta. Și sau îi mărturisești greșelile tale. El se poate ruga pentru tine, te poate ajuta în sensul acesta. Dacă cineva este un intelectual care intră în viața religioasă și caută un duhovnic, mai greu să găsească, pentru că el e pretențios. Trebuie să fii filozof ca el. Așa și se răspunzi pe limba lui și atunci se poate fi un duhovnic, un călugăr de mănăstire care nici nu înțelege întrebările lui și vorbile lui, dar știe foarte multă viață duhovnicească, de care are nevoie filozoful sau intelectualul, dar nu se poate înțelege că el e prea pretențios și adeseori îmbătat de mândria că le stăpânește pentru știința lui, pentru cunoștința lui. Și atunci e greu să găsească un duhovnic duhovnicesc, un asemenea om pretențios. Și rămâne să caute toată viața și nici nu găsești până la urmă. Și rămâne cu filozofia lui, cu jumătate măsură duhovnicească. Până unde merge ascultarea față de duhovnic? Fiindcă pot exista două extreme. Una prin care duhovnicul este văzut ca un fel de funcționar care iartă la nesfârșit păcatele, iar alta în care duhovnicul este idolatrizat, în care nu mai încape altceva în afară de ceea ce spune duhovnicul. Aici cred că și într-o parte și în alta sunt niște creșteri. Ce nu știe duhovnic, știe Dumnezeu. Și niciodată un om, ca și duhovnic, poate să știe tot. Așa. Dar mai trimitem ce nu știm noi la Sfântul Ioan Scararu, la Sfântul Ioan Gură de Aur, care a fost un mare duhovnic, Sfântul Vasile cel Mare, și își culege cei ce are nevoie de la ei. Oamenii nu pot să dețină tot această viață duhovnicească și aceste probleme în întregimea lor. Și încât un duhovnic nu poate să spună ceva definitiv totul. Sunt anumite lucruri care le poate spune. Cum se păzește o patimă? Ce se face ca să scap de ea? Să scap de pildă de desfrânare, care e patimă foarte curentă. Așa mai ales la tineret și astăzi. Sau patima fumatului. Că așa se o patimă și aduce multe neplăceri și multe scandaluri în familie. Duhovnic poate să-ți dea niște sfaturi care dacă le pui în aplicare, scade aceste patime. Dar prea departe nu mergem. Și atunci trimitem pe asemenea oameni la anumite cărți. Să citească, să se îndoctrineze și să înțeleagă mai mult decât poți înțelege de la un om care este de obicei mărginit. Un părinte contemporan spunea la un moment dat că vor veni vremuri de prigoană împotriva bisericii și atunci mirenii vor avea un rol foarte important, întrucât preoții nu vor mai putea face mare lucru. Cum apreciați această idee?
se va întâmpla probabil cum s-a întâmplat în Revoluția Sovietică, chiar pe la începutul ei, când mai ales clerul și mai ales duhovnicii erau trecuți prin ascuțișul sabiei. Și atunci nu se mai găseau, pur și simplu. De pildă, în America de astăzi, nu prea sunt duhovnici. Acolo sunt psihiatri. Și un mare păcătos merge la psihiatru. Așa. Să-i dea ce poate el să-i dea. Psihiatru de acum din America și psihiatrii din vremea prigoanei care va veni, îi poate da sfaturi cu duiumul, dar nu poate ierta, că n-are harul acesta. Nu noi iertăm și la spovedanie totdeauna, în orice împrejurare spovedim sau spovedesc alții duhovnici, alții creștini, este și Hristos de față și ascultă spovedania și El iartă Iisus. Eu rostesc numai formula. Când vor ajunge ca duhovnicii să nu mai fie și să fie numai oameni care vor avea o foarte mare importanță, cum a spus dumneavoastră, atunci oamenii se vor liniști, se vor mulțumi cu niște sfaturi de la acești medici sau pricepuți. Nu are cum ce le sfetește. Dar vor rămâne încărcați aceleași patiuri și aceleași păcate pe care le-au avut până atunci. Că acesta e mare rol al duhovnicului de a și ierta păcatele. Păcatele care le-a făcut se pot ierta în întregime cu ajutorul Mântuitorului care și el ascultă mărturisirea ta. Și sunt iertate de plin dacă respectă și canonul că le dea duhovnicul. Canonul e un fel de medicament. Când le dă doctorul unui bolnav, și dacă ții regim și îl iei 200 ori pe zi, cum spune doctorul, așa, respectă și alte condiții, adică nu iei alimente care sunt contraindicate și e numai doctoria, cu anumite elemente, anumite condiții, te vindeci. Așa e și canonul. Dacă respecti cu smerenie și cu această convingere că ți iartă păcatele tale, ți iartă. Dar dacă în timpul canonului faci alte prostii, atunci nici păcatele vechi și nici cele noi nu sunt iertate și te încarci mereu. De aceea, duhovnicul are și această calitate de a ierta păcatele în numele lui Iisus Hristos, care e prezent la spovedanie. Și când un psihiatru îți dă numai ce are el personal, din știință. Sunt niște paliative care le primești în lipsa altora, dar care după ce îi reuiți, duci viața ta amărâtă mai departe. Atât. Părinte, cum să-i convingem pe tineri să vină la biserică? Îi chemăm să facă o experiență. Că dacă el vine deschis la biserică, să fie atent la ceea ce se citește în biserică. Așa. Să fie sincer cu alte cuvinte. Și să caute cu adevărat ceva. Pentru că viața obișnuită, viața de plăcere care o are el în lume, în jurul lui, acolo, nu e suficient. Și simte mereu un gol înăuntru lui. Asta o simte fără să-i spun eu. Și cum își poate umplea acel gol? Trebuie să caute ceva. Și dacă e ușuratic,
va rămâne cu gura acesta până în golul mormântului. Dar dacă e serios în ceea ce caută el, va găsi ceva care se umple această lipsă înăuntrului. Deci sinceritatea îi trebuie în căutarea acestei insuficiențe personale. De obicei, pe noi îi interesează mulțumirea sufletească. Dar nu mulțumirea aceasta pe care o ai după ce mănânci și bei și petreci, așa, și desfătezi în alte păcate, nu această mulțumire. Această mulțumire care te însoțește permanent în viață. Deci asta o căutăm noi. Și căutăm ceva care să crești, să te ajute să și înțelegi niște lucruri și să crești sufletește. Și atunci chiar știința aceasta, chiar filozofia, cunoașterea aceasta lumească, poți să știi toată știința aceasta care există în lume și nu ești mulțumit. Și atunci cauți până când găsești. Și un loc unde se găsește această mulțumire sufletească este biserica. Pentru că acolo se spun și se cântă niște adevăruri lăsate în lume special pentru a umpline acest gol lăuntric. Altarul sau strana nu spun de la ei, spun de la niște trăitori creștini care au aflat această sursă, acest izvor de cunoaștere care îi împlinește, care le răspunde la problemele lor și îi ajută să dobândească această mulțumire sufletească. Ca după aceea, sigur că altarul te îndeamnă să pui mâna pe Noul Testament, mai ales pe Biblia întreagă, și citești din evanghelici, din apostoli. Pavel a fost urătăcit, a fost dușman al lui Hristos. Și întâlnindu-se cu Hristos, el s-a întâlnit pe drumul Damascului. Însă anumite persoane care caut pe Dumnezeu se pot întâlni și în Noul Testament. Sunt de vorbă cu însuși Pavel. Așa el spune de rătăcirea lui, spune cum s-a întâlnit cu Hristos. Și așa era biserică, poate afla sau se întâlnește cu un duhovnic sau cu un preot la biserică. Să poate îl îndeamnă Dumnezeu atunci să se spovedească. Așa și atunci tu prin biserică găsești o cale prin care se poate afla pacea lui sufletească. Cum să înțelegem cuvintele Mântuitorului, milă voiesc, iar nu jertfă? Jertfa este un act prin care dăruiești din ceea ce ai, cum era atunci la timpul erau jertfele de animale, are oricând o pasăre sau un animal, un vițel, să-l jertfească. Însă, mai scump este înaintea lui Dumnezeu dragostea. Și foarte greu să dobândești această dragoste, care e mila. Dumnezeu caută totdeauna ceva viu, ceva personal în jertfă. Și în jertfă, cum era jertfă de animale, era un lucru foarte cunoscut, uzat și făceau aceste jertfe nu din dragoste, jertfă. Așa. Nu era ceva viu, nu era ceva de inimă, de sufletul lui. Și acum, de ce e mereu să repet această formulă, acest text, milă voiesc, iar nu jertfă, milă totdeauna semnează dragoste. Jertfa semnează ceva uscat. Dacă
jertfa este unit cu mila, atunci se primește, Dumnezeu o primește. Dar dacă e numai jertfă, atunci n-are mare valoare. Așa. Mila asta contează. Dacă ar fi să enumerați principalele caracteristici ale dreptei credințe, pe care dintre ele le-a spune primele? Smerenie și dragoste. Adică cele care îi recomandă Mântuitorul Hristos. Învățați-vă de la mine că sunt blând și smerit cu inima. Adică smerenia și dragostea care sunt atribute lui Dumnezeu. Cu acestea încep. Întrucât trebuie să-i lămurim pe cei din jurul nostru referitor la diferite fenomene care au mai mult sau mai puțin legătură, tangență cu viața bisericii, vă rugăm să ne sfătuiți cum să ne raportăm la unele din acestea. De exemplu, cum să ne raportăm la mișcarea legionară. Mișcarea legionară a fost cândva în țara asta și ei au arătat o măsură în care puteau să o arate atunci, crezând în Dumnezeu și apărând credința creștină și făcând și fapte creștine. Însă aveau niște greșeli. Această grabă de a sfinți pe oameni. Dacă nu ascultau de această acest imperativ al lor, atunci îi curma viața. Cam așa a fost. Așa. Și asta a fost o greșeală capitală pentru convertirea omului, pentru întoarcerea omului la o anumită viață creștină, trebuie și timp. Și timp și mai este exemplu. Dacă n-ai nici timp, nici exemplu, foarte greu să convertești pe un ateu sau pe un om indiferent. Așa. Și de aceea ei n-au convertit prea multă lume. Au convertit niște ființe adeseori cu inimi curate, niște naivi în aparență. Și au atras la mișcare legionară. Însă prea multă lume, oamenii critici, așa cum spirit critic, când se gândeau la mai multe aspecte și chiar la anumite adevăruri, nu i-au putut converti. Și ce trebuie să ai în această problemă o capacitate deosebită care în limbajul nostru bisericesc se cheamă dreapta socoteală. Dacă nu ai această sau echilibru în gândirea ta și în viața ta, faci lucrurile imperfect. Adică nu vezi o anumită latură a problemei care poate fi chiar esențială. Dacă ai această dreaptă socoteală, vezi lucrurile în ansamblul lor. Și atunci mergi pe o linie pe care poți să meargă și alții cu succes. Pentru că e o linie deplină, care mulțumește pe om din toate punctele de vedere, sau din majoritatea acestor puncte de vedere. Altfel, lucrurile grăbite nu prind. Deși capitanul era un om foarte echilibrat, însă lăsate în lume așa niște principii de astea, și nedefinite și netălmăcite, că aș fost un timp foarte scurt această mișcare la conducerea țării și au intrat în această mișcare și elemente negative și elemente fără sinceritate, chiar elemente care au putut să compromită această mișcare, a ieșuat și a ajuns la cei ce știi că a ajuns.
să fie o mișcare teroristă și o mișcare periculoasă. Asta. Cum să ne raportăm la ecumenism, mișcare ecumenică? Nu vreau să sunt eu convins de această problemă. Însă, multă lume credincioasă nu este mulțumită de faptul că se recomandă să facă și niște slujbe din aceste religioase în comun. Deci cu sectanții. La noi în țară, în altă parte în lume, sigur că sunt și cu alte confesiuni. La noi se poate, dar la noi mai ales cu sectanții. Și se întreabă cum poate să facă o liturghie alături de sectanți care exclud pe Maica Domnului din cultul nostru creștin, Sfânta Cruce, icoanele, sfinții, martirii, toți cei care au murit pe Hristos, cei care au slujit pe Hristos în viața aceasta și care îi numim prieteni lui Hristos, numește însuși Mântuitorul Hristos, și crucea care e altarul jertfei lui Iisus Hristos, și ei nu cred în El. Asta este un punct de deosebire dintre creștini și un punct esențial care îi invocăm în aceste rugăciunile noastre, cum se poate face o liturghie fără Maica Domnului sau fără Sfânta Cruce sau fără Sfinți sau fără Taine sau fără Sfânta Euharistie. Că dacă tăgăduiesc valoarea preotului, el se mușește Sfânta Liturghie. Așa. Sau Sfinții. Asta e un aspect negativ. Suntem obligați să facem, să participăm la această liturghie. Pe de altă parte, este de folos, într-un fel, pentru cunoașterea ortodoxiei. Spun ortodoxia pentru că este viața integrală a creștinismului. Noi respectăm de la început tot ce aici ne recomandă Mântuitorul și Sfinții Apostoli, pe cei Sfinții Părinți. Și asta este recomandată, această slujbă în comun, ca să cunoască valorile ortodoxiei. Așa. Dar asta se poate și pe altă cale, cale de conferințe, lucrări scrise, dar așa ca să slujești cu sinceritate lui Dumnezeu și să vezi că în același timp celălalt poate, nu știu, scarpele în cap sau în altă parte sau îi doi de o țigară, așa, asta îi desparte și îi mustră conștiința că nu este atent la ceea ce constituie element de bază în liturghie. Sunt la această stare de nelămurire și eu și aștept cu timpul să mă lămuresc. Cum să ne raportăm la așa zisa intrare în Europa, mai ales că acum ni se impune ca o condiție la această integrare să legalizăm homosexualitatea? Da. Aceasta e o problemă foarte scârboasă pentru mine. Așa. Și pentru Europa, Europa care are niște lucruri frumoase, cu adevărat, dar când e vorba să acceptăm niște lucruri de astea, pe care Biblia de la începutul ei ne spune că e periculoasă în așa măsură
care pentru un asemenea păcat scumară îngeri din cer să ardă, să se sfințeze niște orașe împreună cu locuitorii lor, să leagă niște fum de pucioasă, că am fost la Marea Moartă, am băgat degetul în apă și l-am pus pe limbă, așa, și o apă grasă și amară, și că acolo miroase a sulf. Atâta m-a rămas de civilizația celor două orașe, Sodoma și Gomora, care sunt în Biblie, așa. Și vedem cât dispreț arată Dumnezeu pentru asemenea lucruri, asemenea patim. Sunt alte patim, pentru nici una din patimii care le au pieții oamenii, care poartă chipul lui Dumnezeu, așa cum știm, nu se coboară cineva din cer să pedepsească aceste păcate. Și tocmai aceste păcate, din țările această Europa civilizată și mândră, se spurci neamul nostru care s-a păzit. Au făcut oameni greșeli niște lucruri de astea, că homosexuali sunt și la noi, fără să fie legiferați din Parlament sau de Senat. Așa. Sunt probleme de spovedanie, de canon, de așa, care rezolvă. Dacă să fie legalizate aceste patimi, le faci fără grijă. Am acoperirea Sfântul Parlament. Da. Ei sunt liberi, ne ținem seama de credința acestui neam, sensibilitatea acestui neam. Aprobă. Ca să fie prieten cu Europa. Deci am o părere contrarie. Contrarie. Nu sunt de acord ca pentru niște bunuri pământești să primim o pedeapsă dumnezeiască. Dacă atunci s-a coborât din cer și a ars Sodoma și Gomora, acum Dumnezeu poate trimi din cer niște pedepse asupra țării noastre în care să fie sancționate asemenea pedepse legiferate. Dar ei noștri nu sunt convinși. Îi spui de asta, astea sunt popești, sunt. Așa. Însă Sfânta Biserică, Sfânt Sinod, o lua niște măsuri. Așa sunt informat. Adică Biserica nu e de acord cu asemenea hotărâre. De altă parte, omul este o persoană bivalentă. El este în același timp și cetățean al omului, sau cetățean care face parte într-un stat pământean, dar face parte și dintr-un stat ceresc. E civilitate idei. E cetățeanul lui Dumnezeu. Așa și el trebuie să pună accentul pe esențial. Cele două componente ale omului, unul material, care mănâncă verme în mormânt, și altul este spiritual, care merge la judecată după ce se termine viața să pământească și așteaptă undeva să învie și trupul, să unească unul cu altul și să-și continue viața în veșnicie. Dar dacă acest trup a păcătuit cu acest păcat care e împotriva lui Dumnezeu, printre altele, calcă o poruncă veche la creația lumii. Când îl faci pe om, Dumnezeu îi crește și vă mulțiți, așa îi spune. Să prindeți pământul și așa. Cu această aprobare al homosexualismului, această poruncă este călcată, pentru că bărbatul nu poate naște copii. Și nu se poate continua neamul umilesc, mă hotărâi Dumnezeu de la început. Deci calcă această poruncă esențială. Dacă se deprinde omul cu această patimă care nu-i de copii, nu-i de probleme. Și își satisface plăcerile sub forma aceasta, fără să aibă
nicio satisfacție sau fără să fie luată în seamă Dumnezeu. De aceea nu pot fi de acord cu această hotărâre. A senatului. Ce atitudine ar trebui să avem față de masonerie? Să facem datoria creștină. Fac la capăt. Când nu începi să ne persecuți, ai o asociație și o mișcare universală, masoneria, și o mijloace de a te obliga să taci. Și încât nu se pot măsuri, se pot lua împotriva acestei mișcări universale. Decât să-i păstrăm credința și să mărturisim pe Dumnezeu până în ultima clipă a vieții noastre. Va veni Anticrist și sigur că el are libertatea aceasta de a face fel de fel de minuni, scamatorii, ca să înșele lumea. Și multe lume va fi de acord cu el, încât cei care vor lua măsuri împotriva acestei mișcări vor fi supremați în majoritate. Și vor rămâne mai departe cei care trăiesc prin viața aceasta. Că nu toți vor fi împotriva masoneriei când va intra ea în acțiune. Și încât noi nu ne putem lupta cu lumea ca să fie de acord cu mine. Eu fac datoria mea. Că toată lumea știe cum să fac un bine. Așa, nu-i convine totdeauna pentru că îl obligă la niște lucruri grele. Și omul este dispus să rezolve mai simplu aceste probleme ale vieții. Și dacă masoneria le dă un număr care poți cumpăra orice, poți să mănânci, poți să te îmbraci, poți să petreci, poți să călătorești unde vrei, foarte multe lume este acolo, gata, dragă, mulțumesc. Primește aceste măsuri, aceste drepturi și eu care mă gândesc că este o și împotriva lui Dumnezeu și împotriva celor care cred în Dumnezeu și se interzice acest lucru, atunci nu va mai fi biserică, nu va mai fi liturghii, nu mai fi împărtășanii, așa, ce fac eu atunci pentru aceste lucruri? Mă privește. Iar ei și-au găsit răspunsul la cei care interesează viața de aici. Și atunci lumea este împărțită, fiecare și alege cei ce îl interesează. Și va fi o turmă mică, așa cum spune Scriptura, cei care vor alege să sufere orice, numai să fie alături de Hristos. Și este un cuvânt în Evanghelie în care parcă Mântuitorul se întreabă dacă va mai fi credință pe pământ. Știți? Da. Când va veni și omul, va găsi credință pe pământ. Da. Acest lucru. Încât lucrurile vor fi. Dar mântuirea și credința și atașamentul pentru această problemă rămâne la alegerea fiecărui. O problemă actuală pentru tineri este cea a libertății. Suntem educați de mici că trebuie să fim liberi, că trebuie să ne cerem drepturi. În acest context vă rugăm să ne învățați cum să-i convingem pe colegii noștri de adevărul cuvintelor Scripturii: dacă Fiul vă va face liberi, liberi veți fi într-adevăr. Și răspunsul e și mai greu. Uneori e mai ușor să întreb, cum întreabă și copiii, niște lucruri care, la care se răspunde foarte greu. Așa. Păi aici o luăm tot la Mântuitorul răspunsul. Păcatul e cel care ne face robi.
trebuie să luptăm împotriva păcatului ca să fim cu adevărat liberi. Că omul a fost născut liber la început. Nu se pune condiții așa. Dacă omul este liber de păcat, de la început și de la Dumnezeu, atunci poate să fie liber și rămâne liber toată viața lui. Dar omul de obicei este încurcat și devine rob din cauza păcatului. Pe tinerii putem, dacă o fi de acord cu noi, să duc o viață curată. Viață curată. În ce fel? De pildă, sunt mulți tineri care înainte de căsătorie calcă o poruncă. Porunca aceea care e foarte dedicată. Să facă niște căsătorii de probă. Nu se mai cheamă să-l schemă mai înainte. Așa. Să trăiască el viața respectivă cu fata care se va căsători. Sau, asta e o problemă secundară. Să-și trăiască propria lui dorință. Să-și satisfacă dorința, trupească. Prea se spăcatul de sfârmeri. Dacă face așa, la începutul vieții lui majore, devine rob și devine om neliber și devine prietenul patimii și prietenul diavolului. Și e foarte greu de convins cineva care e împătimit să trăiască o viață curată. O viață curată semnează o viață luminoasă, mintea lui este luminoasă, cugetarea lui este corectă, adeseori, și viața lui în întregime este întreagă. Un flăcău, un adevărat înțelegător cuvântului, sau o fată, un adevărat înțelegător cuvântului, sunt niște oameni întregi. Oameni de omenie, un sfat, un cuvânt al lor, poate să aibă putere. Un om care e tăcărușit în viața aceasta trupească a lui, are și timiditate, nesiguranță în ceea ce spune și cu Dumnezeu în care este izvorul înțelepciunii și izvorul sfințeniei, e certat cu el și are izvorul închis. Îi duci pe apă undeva la un izvor și izvorul abia țărâie câte o picătură de apă. Tu ești și în altă parte. Așa devine un asemenea om, asemenea tânăr. Și de aceea, un tânăr care vrea să ajungă cineva, trebuie să-și păzească această integritate, să-și o păzească. Ca să vorbește astăzi despre această propunerea mea, cred că mulți ar râde și ar face semne cu ochii și ar spune, asta e un prostănac. Asemenea sfatul dai astăzi, când părintele îndeamnă pe copil, du-te, caut-o fată și așa. Ce căsătorie e? Părintele, tatăl, băiatul sau a fete, cunosc cazul de astea. Și atunci un asemenea sfat e îndoianic. Și stai pe loc. Dacă nu primești, recomandă niște cărți bune să citească, să se convingă. Dar de la păcat e foarte greu să-l oprești pe tânăr astăzi. Așa, cauți alte metode. Dar la alte metode nu m-am putut gândi, că n-am avut nici timp. Așa încât eu rămân la atâta această metodă de a-l îndruma pe tânăr care este încă
abia ajuns în pragul acestei vieți, m-a ajutat să-și păstrez această stare trupească, sufletească, așa cum recomandă Dumnezeu. La asta mă mărginesc eu. Pentru că Mântuitorul spune, păcatul te face rob. Adică un creștin, un tânăr care vrea să fie creștin, sunt mulți tineri astăzi care pot să asculte și acest sfat și fără voia părinților, fără acordul părinților, părintele îndeamnă să-și caute drum deschis, cum a trăit și el la vremea lui. Sunt persoane, oameni înaintați în vârstă, că nu s-au clonat. Nu s-au spăvedit 20 sau 30 de ani și mor așa. Și atunci și educația de el tânărului, care vrea să ducă o viață creștină. Tânărul sau tânăra retrage în camera ei sau în camera lui și șterge niște rugăciuni seara sau psalmii. Mama s-a uit pe gaura cheii și când vine că citește în casă, știe că citește o rugăciune. Deschide ușa cu brutalitate și îi spune, nu mai citi, nu mai te rugă așa, că se nebunește. Ce se aleagă tânărul sau tânărul ăsta la care simte niște bucurii când se roagă? Și îi spune mama așa ceva. Dar mama nici ea nu se roagă. Mama trăiește în păcat necurunată și cu fel de fel de avorturi și fel de fel de păcate care o cuvârșește, așa, și o întunică. Și de acord cu diavolul, fără să-și dea seama. Și o îndeamnă și fiica ei sau fiul ei să fie ca ea. Și atunci tânărul și-a libertatea și trăiește cum a înțeles el viața. Acum, la vârsta lui tinerețe. Se întâmplă astăzi multe cazuri de astea pe care le află și la spovedanii. Spovedanii le află. Așa și e regretabil că părinții nu pot să sfătuiască pe copiii lor cum ne îndeamnă Dumnezeu. Că și ei, părinții acestor copii, care pot să ajungă sfinți copiii lor și ei rămân în păcatele lor săraci. Așa. Asta ar fi niște antecedente pentru viața lor destul de negative. Eu înțepenit așa în patini și așa au rămas. Soțesc mai departe, în sensul lor. Dar viața e altfel. Și viața e lăsată pentru fiecare ca să străduim, să adunăm un capital de fapte bune și de viață creștină care ne va fi foarte folositor pentru veșnicie, la lumină. Tot trăim, toți trăim în această perspectivă a vieții viitoare. Că nu trăim numai ca animale pentru viața aceasta pământească. Mănânci, bei, te muțești, așa și distinesezi, cum se distinesează animalele, felul lor. Viața noastră omenească are un alt ideal și un alt scop, mult mai înalt. Ori, înainte de vremea noastră, asemenea părinți au trăit fără aceste lumini creștine. De la Hristos știm aceasta, că viața omenească are această perspectivă viitor a nesfârșitului. Pentru ea trăim. Că altfel, ca să trăiască omul care e făcut după chipul lui Dumnezeu, să trăiască o viață animalică, asta nu se concepe din punct de vedere creștin. Și plin de aceasta, păcatul este o piedică împotriva libertății. Pentru mulți dintre tinerii credincioși care trăiesc sau studiază în marile orașe, o problemă importantă este că nu-și pot găsi o pace interioară întrucât sunt risipiți în prea multe probleme. Ce-i sfătuiți să facă? Să-și facă un program pentru suflet.
golul și această nemulțumire a lor este în ei înșiși și trebuie să umple acest gol cu ceva. Să-și fac program, deci, pentru umplirea acestui gol, care se umple, de obicei, cu rugăciunea și cu viața în Dumnezeu. Asta e răspunsul. Care sunt principalele motive pentru care se ajunge destul de des la certuri în cuplurile tinerilor și cum pot fi depășite acestea? Foarte greu. Pot fi depășite pentru că de obicei atracțiile dintre un tânăr și o tânără se marginează de obicei la formele anatomice, așa, și la plăcerile trupești. Rar sunt tinerii care înainte a se asocia într-o căsnicie care o viață de durată și o viață de toată viața, se gândesc să discute înainte de căsătorie despre înțelegerea unei sau altuia a vieții, a scopului vieții. Că dacă au același scop în viață, adică să aibă vedere numai îmbogățirea. Dacă are mașină, el sau ea, e un avantaj și un motiv de căsătorie. Dacă are niște bani puși în bancă, mai înainte, acum banii nu știu, s-au prostit de tot. Adică niște bunuri materiale, atunci gata, s-a aranjat înțelegerea și căsătoria. Dacă sunt profesori amândoi, încă mai merge. Așa. Și de aceea, dacă se mergesem în acest aspect material, adesea este compromis această căsătorie, această asociere pentru viață. În afară de aceste probleme materiale, pământești, mașină, pământ, avere, mai sunt niște condiții de ordin sufletesc. De pildă, dacă la amândoi acești tineri care vor să se asocieze într-o familie, dacă le place credința, dacă găsesc satisfacție în credință, în problemele religioase, că dacă unul este creștin și altul este ateu, să e scârbă de credință, recomand cu toată energia să nu îndrăznească să se căsătorească, pentru că el sau ea e frumos sau frumos. Și nu știu ce alte lucruri luminești. Astea, la un moment dat, se deteriorează frumusețea sau alte lucruri mai intime, așa, și rămân într-o situație destul de tristă și continuă viața în problemele durere. Așa încât credința și acordul în credință este o condiție foarte importantă în familie. Așa își cresc copiii în credință și în cumințenie și în această viață de comuniune cu ceilalți oameni, de respect pentru cealaltă lume, dacă sunt credincioși. Dacă nu sunt credincioși, sau unul este așa și pentru ceilalți un închin. Ea merge la biserică și el la petrecere, sau la teatru, sau la cinematograf, sau la alte distracții. Așa. El vine la distracții, a fumat, așa și poate bețiv, beat, și vine la biserică. Și atunci ce asociați, ce comuniuni, ce discuții să aibă împreună. Așa încât credința este un element esențial pentru familie. Și tinerii când vorbesc unii cu alții, înainte să se căsători sau înainte a păcătui unul cu altul,
sfătuiesc întâi pentru viitor și de acord, sincer, vor fi de acord și în căsnicie, asta este foarte important pentru viitorul lor. Măcar aceste două să fie așa, acest acord și această sinceritate, pentru că unii promit acum ca să vadă căsătoriți și după ce îi schimbă placa și începe o viață sinceră în rău și pentru nenorocirea și nefericirea lor pentru toată viața. Am întâlnit fel de fel de familii și de ce ea o spun cu multe convingere. Sau mai sunt și alte aspecte, de pildă, se căsătorește un tânăr ortodox cu catolică. Am întâlnit și niște cazuri de astea. Și ea, de pildă, și are cercul ei catolic, prietenii ei, colegii ei, colegii ei, sărbătorile lor, paștele lor, cu cealaltă parte, cu bărbatul care este ortodox și are și prietenii lui, slujbiul la biserică, paștele lui și celelalte. Ea merge la florii, la paște, de florii noastre, ea se duce la paște și mănâncă ouă roșii. El mănâncă de post. Și a doua zi de luni începe săptămâna patimilor. El postește și ea mănâncă în care liberă, ca la paște. Este, parcă n-ar fi așa de important, dar este destul de trist și asemenea asociere. Vă mai fi și alte lucruri, dar e bine să nu se facă. De la început să fie prudent el sau ea sau amândoi și să-și aranjeze un climat care să fie de folos pentru toată viața lor. Atâta. În ce măsură monahismul este o chemare de la Dumnezeu și în ce măsură este un act al alegerii personale? Cu tot. În ce măsură monahismul este o chemare de la Dumnezeu și în ce măsură este un act al alegerii personale? Da. Bineînțeles că un act de la Dumnezeu este o chemare cu tare, este chemat de Dumnezeu în monahism ca prin acest mod de viață să-și pregătească o viață plăcută lui Dumnezeu. Se întâmplă însă și când pleacă așa, de la sine, îi place viața monahală, am o experiență, oarecum experiență, în viața femeilor. O tânără îi plăcea să ajungă cărugăriță. Și îi spuneam, soră cu tare, domnișoară cu tare, termină-ți studiile, era studentă la medicină, termină-ți studiile și după aceea ai să vezi și mai gândești atunci. Ea nu asculta, dar făcea tot ce-i dicta inima ei. Știu că se îmbrăca în haine astea de călugăriță, se uita în oglindă să vadă cum îi stă, așa, și până la urmă am plecat din țară pentru un timp și când am sosit în țară, mă fac cu tare, am fost pe la niște mănăstiri și nu i-a plăcut viața. Și s-a întors de nou în viața ei obișnuită.
Medicina n-a făcut-o mai departe cum îi plăcea marxismul, la care era obligat să asiste și să răspundă, bineînțeles. Nu s-a mai făcut, eu chiar am plecat undeva mai departe. Și când am sosit să mă întreba de persoana asta, mi s-a spus că a plecat undeva prin Africa. S-a încurcat cu cineva de acolo, s-a căsătorit și e pe acolo, pe undeva, nu știam adresa. După un alt timp, am aflat că s-a căsătorit cu adevărat, s-a întors în țară pentru părinți. Părinții, tatăl ei era avocat și mamă s-a casnică. Și acolo era într-o țară nordică, în Suedia sau în Norvegia, cu acest tânăr și avea și o fetiță. Așa. Și asta ne-a dovedit mie că mai ales pentru viața aceasta călugărească, trebuie să ai cât de cât o chemare de la Dumnezeu. Că altfel te încurci pe parcurs. Cum s-a încurcat și asta, mare. Și pe culmea culmilor, într-o bună zi vine ea cu soțul și la mine, la noi Sirantim. Și după ce a ajuns, ideala călugăriță. Așa. Adică dacă noi o chemare de la Dumnezeu, chiar dacă intri în această viață călugărească, cum este ea așa păcătoasă în vremea de față, că toți ne acuză și așa, cum ești acolo în mănăstirea ta? Ai o chemare. Păcatele sunt comune tuturor oamenilor. Toți avem aceleași patimi, aceleași dispoziții pentru acest tribut, așa. Dacă ești în mănăstire, dacă ești chemat de Dumnezeu, chiar dacă greșești cumva, ai această posibilitate de a te pocăi. Având biserica în curtea mănăstirii, având toaca, având clopotele care te cheamă, te trezesc în orice zi la această chemare către Dumnezeu, dacă mai ai puțin de răbdare sau mai multă răbdare, cu toate patimile care te cercetează, miluiești la un moment dat aceste patimi, că Dumnezeu ne ajută în mod sigur, mai ales atunci când ne rugăm și ne biruim. Cine însă nu are nicio fel de chemare să plătească și colcă în el sângele acesta, patima aceasta trupească sub diferitele forme, acela trebuie să asculte glasul acesta al sângelui și să urmeze plinia aceasta tradițională a familiei și face o viață în familie. Cine are și o înclinare către rugăciune, către niște idealuri mai înalte, mai către sfinții părinți, cine se simte impresionat de un cuvânt, știu, Sfântul Ioan Damascin sau Sfântul Grigori Palama sau Vasile Sfântul Ioan și suspiră după niște gânduri bune, Dumnezeu îl ajută și el progresează pe acest moral. Știi ce ea? Chiar când un gând de viață monahală izborăsc în el, fără să aibă o chemare specială, dacă are cât de cât început bun linia aceasta, intră, dă de izbor, din când în când scade, dau niște patimi, Dumnezeu nu-l lasă, Îngerul Păzitor îl ajută și îl spălește și se adâncește în această viață mănăstrească și poate să ajungă un om foarte util pentru ceilalți care nu intră în mănăstire, pentru lumea obișnuită.
Dar dacă ești chemat, atunci are și mai mult succes și mai mult har. Pentru că harul îi place să găsesc și un teren curat. Acolo se adăpostește harul lui Dumnezeu. Sfințenie e ceva foarte fin, foarte delicat, foarte albăstriu, foarte greu de obținut așa într-o viață obișnuită. Sfințenia are ceva dumnezeiesc în ea. Și acolo harul își găsește locul și când cuprinde harul un asemenea trup omenesc, îl saltă, îl ajută să crească uimitor de frumos față de ceilalți oameni. Așa. Ne apropiem de sfârșitul acestui foarte folositor interviu. Părinte Stareț, de ce cei mai mulți dintre noi nu reușim să practicăm rugăciunea inimii? De ce? Pentru că rugăciunea inimii presupune stăruință în chemarea numelui. Stăruință cu multă luare a minte și într-un duh smerit. Ori cei care se angajează la această rugăciune, auzind multe lucruri despre ea, vor să o strânsurească, dar n-au cu ei și mijlocile ajutătoare. Adică, în primul rând, n-au răbdare să zică continuu. Se cheamă rugăciune neîncetată, așa îi spune Sfântul Apostol Pavel. Ori în viața obișnuită noastră sunt fel de fel de preocupări care te îndeamnă la ele, aceste preocupări. Ești risipit, această rugăciune se întrerupe foarte deseori. Dar, în afară de asta, viața noastră, paralel de rugăciune, este dusă adeseori indiferent. Nu avem această continuitate duhovnicească. Să ne păstrăm în duh de rugăciune când chemăm numele Domnului. Mintea noastră zboară, chiar și când chemăm numele Domnului. Doamne Iisuse Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Mintea noastră deseori rătăcește, se întâlnește cu fel de fel de alte probleme străine de rugăciune. Și de fapt noi nu ne rugăm continuu. Și asta dăunează foarte mult. Pe urmă, când ne rugăm, avem de pildă niște rămășițe de ură în noi. Suntem certați cu tare, cu tare, nu băgăm de seamă. Însă, aceasta este rugăciune și rugăciune că suntem certați cu cineva, nu prinde rugăciunea, nu se prinde. Ne rugăm ca la un obiect mort. Sau nici așa măcar. E o trâncăneală din gură. Și știu că această rugăciune nu se poate prinde. Și mai este această smerenie care trebuie să fie rostită rugăciunea. Cu smerenia. Suntem străini de smerenie, pentru că se întâmplă și această faptă, dacă prinde puțin rugăciunea noi, avem un fel de
felicitare proprie, iată unde am ajuns eu. Și atunci de tot înapoi. Și ia, dragi, și bate-mă pe loc. Deci știi rugăciune, chiar dacă nu este ajuns la punctul ei culminant, faptul că chemăm numele Domnului nu este de folos. Unde este Dumnezeu, toate lucrurile se liniștesc și devin favorabile pentru lăuntrul nostru. Strică mândria. Atunci toate se îndepărtează. Prima raporturile noastre cu Maica Domnului. Maica Domnului este cea mai mare mijlocitoare pentru rugăciune. Rugăciunea aceasta. Și ajută pe cei care au și cultul întreg pentru ea și cinstirea întreagă pentru ea. Sfântul Siluan a domolit rugăciunea după nu știu câte săptămâni de cerere, așa, și mijlocirea de Maica Domnului i-a ajutat. Ori Maica Domnului și Mântuitorul Hristos, Dumnezeu, cunoaște și starea exactă a noastră lăuntrică, aș răspunde exact la această cerere și unde știe Dumnezeu că smerenia va continua și raportul către Maica Domnului va fi păstrat în continuare și cinstirea către Mântuitorul Hristos, către Dumnezeu, că El e cel chemat, va dura, dar din cauza omului celui care îi dă acest dar, îi dă mai repede. Altora, foarte greu, sunt niciodată. Nu vine acest dar la rugăciune. Că oricum acesta este un dar. Oamenii caut să înșească și să înșească această rugăciune și sunt mulțișori care o practică. Așa, cu bucurie și cu folos. Dar nu prea mulți. Prea mulți pentru această nesătoricia noastră a omului. Așa. Atâta. În încheiere, vă rugăm să ne explicați afirmația Sfântului Apostol Pavel, iar acum rămân acestea trei, credința, nădejdea, dragostea, iar mai mare dintre acestea este dragostea. Dragostea este mai mare, pentru că Dumnezeu este însăși dragostea. Deci e mai mare și ce rămâne dragostea. Celelalte, credința se vine numai decât ca să te agăste ceva aici pe pământ și pe pământ. Dacă vrei să-ți faci un bloc, să-ți faci acolo garaj, niște magazine, așa, trebuie să ai această încredere, că așa cum ești tu, cu averile care le ai, cu banii care ai, poți să-ți construiești un bloc. Trebuie să ai această credință în posibilitățile tale materiale. Nădejde, trebuie să ai saturnicie în credință. Asta, că acolo te așteaptă. Așa. Că când dragostea, este nevoie să o ai ca să te apropii de Dumnezeu. Trăind de dragoste, trăiește în Dumnezeu. Și atunci le ai pe toate cu ajutorul lui Dumnezeu. Dacă n-ai dragoste, nici credință și nădejde n-au să atunci în tine. Că ei lipsește esența însuși Dumnezeu. Să străduim să avem această dragoste și după aceea să mai vorbim. În realizarea acestor probleme de care am fost eu întrebat, eu am răspuns în felul meu. Însă, cei care au ascultat și ascultați aici, dacă vreți să vă însușiți mai multe daruri decât v-ați imaginat, osteniți-vă, faceți propria experiență,
când mai din vorbe, nu iese nimic. Cuvântul lui Dumnezeu, trup s-a făcut, s-a locuit între noi. E făcut de Iisus Hristos care ne-a învățat. Cât a fost cuvântul la Tatăl, noi nici am știut. Abia după aceea, după ce s-a întrupat cuvântul, am văzut ce putere are Dumnezeu ascuns în Iisus Hristos. După aceea am început să credem și să ne îmbogățim și noi. Așa încât și cuvântul acesta omenesc, dacă nu este trăit, experimentat pe cont propriu, numai sunetul lui ne ajută aproape la nimic. Că noi știm foarte multe lucruri în viața noastră, dar dacă ne mărginim numai la ceea ce știm și nu facem nimic, nimic nu culegem. De aceea vă îndemn cei care ascultați aceste cuvinte spuse cu neputințele care sunt să se văd în ele. Dacă vreți să aveți folos într-un cuvânt omenesc, trăiți-l. Fără a-l trăi, nu puteți gusta cu adevărat din miezul lui și nu puteți aduce roată. Ca să rodească, trebuie să fie trăit. Mântuitorul spune și aceste cuvinte, cine va face și va învăța, acela mare se va chema. Faceți și Dumnezeu vă ajute să crească toate aceste învățături creștine. Amin. De aceea, duhovnic care și această calitate de a ierta păcatele în numele lui Iisus Hristos, care e prezent la spovedanie. Și când un psihiatru îți dă numai ceea ce are el personal, din știință. Sunt niște paliative care le primești în lipsa altora, dar care după ce îi uiți, duci viața ta amărâtă mai departe. Atât. Părinte, cum să-i convingem pe tineri să vină la biserică? Îi chemăm să facă o experiență. Dacă el vine deschis la biserică, să fie atent la ceea ce se citește în biserică. Așa. Să fie sincer, cu alte cuvinte. Și să caute cu adevărat ceva. Pentru că viața obișnuită, viața de plăcere care o are el în lume, în jurul lui, acolo, nu e suficient. Și simte mereu un gol înăuntru lui. Asta o simte fără să-i spun eu. Și cum își poate umplea acel gol? Trebuie să caute ceva. Așa, dacă e ușuratic, va rămâne cu golul acesta până în golul mormântului. Dar dacă e serios în ceea ce caută el, va găsi ceva care se umple această lipsă înăuntru lui. Deci sinceritatea îi trebuie în căutarea acestei insuficiențe personale. De obicei, pe noi ne interesează mulțumirea sufletească. Dar nu mulțumirea aceasta pe care o ai după ce mănânci și bei și petreci, așa, și desfătezi în alte păcate, nu această mulțumire. Această mulțumire care te însoțește permanent în viață. Acestul căutăm noi și căutăm ceva care să crești, să te ajute să și înțelegi niște lucruri și să crești sufletește. Și atunci chiar știința aceasta, chiar filozofia, cunoașterea aceasta lumească, poți să știi toată știința aceasta care există în lume și nu ești mulțumit. Și atunci cauți până când găsești. Și un loc unde se găsește această mulțumire, este biserica.
pentru că acolo asta e o problemă secundară. Să-și trăiască propria lui dorință, să-și satisfacă dorința, trupească. Răsesc păcatul de sfârmări. Dacă face așa, la începutul vieții lui majore, devine rob și devine om neliber și devine prietenul patimii și prietenul diavolului. Și e foarte greu de convins cineva care e împătimit să trăiască o viață curată. O viață curată semnează o viață luminoasă, mintea lui este luminoasă, cugetarea lui este corectă, adeseori, și viața lui în întregime este întreagă. Un flăcău, un adevărat înțeles al cuvântului, sau o fată, un adevărat înțeles al cuvântului, sunt niște oameni întregi, oameni de omenie, un sfat, un cuvânt al lor, poate să aibă putere. Un om care e ticălușit în viața aceasta trupească a lui, are și timiditate, nesiguranță în ceea ce spune și cu Dumnezeu, în care este izvorul înțelepciunii și izvorul sfințeniei, e certat cu el și are izvorul închis. Îi duci de apă undeva la un izvor și izvorul abia țărâie câte o picătură de apă. Și atunci duci în altă parte. Așa devine un asemenea om, asemenea tânăr. Și de aceea, un tânăr care vrea să ajungă cineva, trebuie să-și păzească această integritate, să-și o păzească. Ca să vorbește astăzi despre această propunere a mea, cred că mulți ar râde și ar face semne cu ochii și ar spune, asta e un prostănac. Asemenea sfatul dai astăzi, când părintele îndeamnă copil, du-te ca o fată și așa, ce căsătorie? Părintele, tatăl, băiatul sau fete, cunosc cazurile de astea. Și atunci, și suspiră după niște gânduri bune, Dumnezeu îl ajută și el progresează pe viața morală. Știi ce e ea? Chiar când un gând de viață morală izvorăsc în el, fără să aibă o chemare specială, dacă are cât de cât început bun prin aceasta, intră, dă de izbor, din când în când scade, dau niște patimi, Dumnezeu nu lasă, Îngerul Păzitor îl ajută și îl spărește și adâncește în această viață mănăstrească și poate să ajungă un om foarte util pentru ceilalți care nu intră în mănăstire, pentru lumea obișnuită. Dar dacă este chemat, atunci are și mai mult succes și mai mult har. Pentru că harul îi place să găsească și un teren curat. Acolo se adăpostește harul lui Dumnezeu. Sfințenie e ceva foarte fin, foarte delicat, foarte albăstriu, foarte greu de obținut așa într-o viață obișnuită. Sfințenia are ceva dumnezeiesc în ea. Și acolo harul își găsește locul și când cuprinde harul un asemenea trup omenesc, îl saltă, îl ajută să crească uimitor de frumos față de ceilalți oameni.
Ne apropiem de sfârșitul acestui foarte folositor interviu. Părinte Stareț, de ce cei mai mulți dintre noi nu reușim să practicăm rugăciunea inimii? De ce? Pentru că rugăciunea inimii presupune stăruință în chemarea numelui. Stăruință cu multă luare aminte și într-un duh smerit. Ori cei care se angajează la această rugăciune, auzind multe lucruri despre ea, vor să o sfârșească și într-un duh smerit. Ori cei care se angajează la această rugăciune, auzind multe lucruri despre ea, vor să o sfârșească, dar n-au cu ei și mijloacele ajutătoare. Adică, în primul rând, n-au răbdare să zică continuu. Se cheamă rugăciune neîncetată, așa îi spune Sfântul Apostol Pavel. Ori în viața obișnuită noastră sunt fel de fel de preocupări care te îndeamnă la ele, la aceste preocupări. Ești risipit, această rugăciune se întrerupe foarte deseori. Dar în afară de asta, viața noastră, paralel de rugăciune, este dusă adeseori indiferent. Nu avem această continuitate duhovnicească. Să ne păstrăm în duh de rugăciune când chemăm numele Domnului. Mintea noastră zboară chiar și când chemăm numele Domnului. Doamne Iisuse Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Mintea noastră deseori rătăcește, se întâlnește cu fel de fel de alte probleme străine de rugăciune. Și de fapt noi nu ne rugăm continuu. Și asta dăunează foarte mult. Pe urmă, când ne rugăm, avem de pildă niște rămășițe de ură în noi. Suntem certați cu tare, cu tare, nu băgăm de seamă. Însă, aceasta este rugăciune. Și rugăciune că suntem certați cu cineva, nu prinde rugăciunea. Nu se prinde. Ne rugăm ca la un obiect mort. Sau nici așa măcar. E o trâncăneală din gură. Și știu că această rugăciune nu se poate prinde. Și mai este această smerenie care trebuie să fie rostită rugăciunea. Cu smerenia. Însă, prea multe lume, oamenii critici, așa cum spirit critic, când se gândeau la mai multe aspecte și chiar la anumite adevăruri, nu i-au putut converti. Și ce trebuie să ai în această problemă o capacitate deosebită care în limbajul nostru bisericesc se cheamă dreapta socoteală. Dacă nu ai această echilibru în gândirea ta și în viața ta, faci lucrurile imperfect. Adică nu vezi o anumită latură a problemei care poate fi chiar esențială. Dacă ai această dreaptă socoteală, vezi lucrurile în ansamblul lor.
atunci mergi pe o linie pe care poți să meargă și alții cu succes. Pentru că e o linie deplină, care mulțumește pe om din toate punctele de vedere, sau din majoritatea acestor puncte de vedere. Altfel, lucrurile grăbite nu prind. Deși capitanul era un om foarte echilibrat, însă lăsate în lume așa niște principii de astea, și nedefinite și netălmăcite, că aș fost un timp foarte scurt această mișcare la conducerea țării, și au intrat în această mișcare și elemente negative și elemente fără sinceritate, chiar elemente care au putut să compromită această mișcare, a ieșuat. Și a ajuns la cei ce știi că a ajuns. Să fie o mișcare teroristă și o mișcare periculoasă. Asta. Cum să ne raportăm la ecumenism, mișcare ecumenică? Eu nu vreau sunt eu convins această problemă. Însă, multe lume credincioasă nu este mulțumită de faptul că se recomandă să facă și niște slujbe din aceste religioase în comun. Deci cu sectanții. La noi, în țară, nu-i mulțumește și rămân mereu uscați în această formă de cunoaștere seacă. Pentru suflet, pentru viața creștină, pentru viața în Hristos, această intelectualitate nu are valoare. Pentru că ții mereu în afară. Ca și diavolul care este foarte savant, însă el nu poate face niciodată parte din prietenul lui Hristos. Prietenul lui Hristos sunt sfinții care deși știau foarte multe lucruri, dar în același timp le trăiau și aveau bucuria aceasta dumnezeiască a Harului care îi făcea fericiți cu adevărat. O altă capcană pentru tinerii care doresc să se apropie de biserică, o capcană mai nouă, este criticismul. Și anume, unii susțin că trebuie să criticăm cât mai mult pentru ca lucrurile să fie mai dinamice, altfel ele pot să înlemnească. Și atunci trebuie să criticăm și în felul acesta va apărea ceva nou, ceva viu. Cum vedeți dumneavoastră această problemă? Eu această problemă o văd mai simplist. Pentru mine această critică adeseori se confundă cu judecarea, adică o pornire împotriva poruncii evanghelice de a judeca pe aproapele tău. E necesară și această critică, însă să fie obiectivă, să fie cinstită. Că de obicei, judecarea apropiului se face în lipsa celui judecat. Se judecă, se condamnă în lipsă și pentru asta e un păcat. Pentru că spune Scriptura undeva că a mea este judecata, adică Dumnezeu are această putere și această calitate de a judeca fiecare de noi și această judecată este corectă, cu adevărat. Dumnezeu care știe tot ce se întâmplă cu fiecare persoană și cu toți la oraltă. Judecarea unui om poate greși. Ori Dumnezeu este fără de greșeală, cum știm, că se poate întâmpla cineva care
refuz. Îi convine să rămână în această uscăciune intelectuală pe care cei care au crescut alături de această uscăciune simt mulțumiți să asculte această depănare de cunoștințe și de probleme ale intelectului, ale minții, dar nu-i atrage și nu-i mulțumește și rămân mereu uscați în această formă de cunoaștere seacă. Pentru suflet, pentru viața creștină, pentru viața în Hristos, această intelectualitate nu are valoare. Pentru că ții mereu în afară. Ca și diavolul, care este foarte savant, însă el nu poate face niciodată parte din prietenul lui Hristos. Prietenul lui Hristos sunt sfinții care deși știau foarte multe lucruri, dar în același timp le trăiau și aveau bucuria aceasta dumnezeiască a Harului care îi făcea fericiți cu adevărat. O altă capcană pentru tinerii care doresc să se apropie de biserică, o capcană mai nouă, este criticismul. Și anume, unii susțin că trebuie să criticăm cât mai mult pentru ca lucrurile să fie mai dinamice, altfel ele pot să înlemnească. Și atunci trebuie să criticăm și în felul acesta va apărea ceva nou, ceva viu. Cum vedeți dumneavoastră această problemă? Eu această problemă o văd mai simplist. Pentru mine această critică adeseori se confundă cu judecarea. Adică o pornire împotriva poruncii evanghelice de a judeca pe aproapele tău. E necesară și această critică, însă să fie obiectivă, să fie cinstită. Că de obicei, judecarea aproapelui se face în lipsa celui judecat. Se judică, se condamnă în lipsă și pentru asta e un păcat. Pentru că spune Scriptura undeva că a mea este judecata, adică Dumnezeu are această putere și această calitate de judecat și fără voia părinților, fără acordul părinților, părintele îndeamnă să-și caute drum deschis, va trăi și el la vremea lui. Sunt persoane, oameni înaintați în vârstă, că nu s-au clonat. Nu s-au spovedit 20 sau 30 de ani și mor așa. Și atunci ce educație e al tânărului, care vrea să ducă o viață creștină. Tânărul sau tânăra retrage în camera ei sau în camera lui și își șterge niște rugăciuni seara sau psalmi. Mama se uită pe gaura cheii și când vede că citește în carte, știe că citește o rugăciune. Deschide ușa cu brutalitate și îi spune, nu mai citi, nu mai te ruga așa, că se nebunește. Ce se aleagă tânărul sau tânărul ăsta la care simte niște bucurii când se roagă și îi spune mama așa ceva. Mama ieșea nu se roagă. Mama trăiește în păcat necurunată și cu fel de fel de avorturi și fel de fel de păcate care o cuvârșește așa și o întunică și de acord cu diavolul, fără să-și dea seama. Și o îndeamnă și fiica ei sau fiul ei și fiica ea. Și atunci tânărul și-a libertatea și trăiește, cum a înțeles el, viața. Acum, la vârstă lui tineriți. Se întâmplă astăzi multe cazuri de astea și care le află și la spovedanie. Spovedanie le află. Așa și e regretabil că părinții nu pot să sfătuiască pe copiii lor cum ne îndeamnă Dumnezeu. Că și ei, părinții acestor copii, care pot să ajungă sfinți copiii lor și ei rămân în păcatele lor săraci. Așa.
asta și niște antecedente pentru viața lor destul de negative. Eu înțepenit așa în patini și așa au rămas. Soțesc mai departe, în sensul lor. Dar viața e altfel. Și viața e lăsată pentru fiecare ca să străduim, să adunăm un capital de fapte bune și de viață creștină, care ne va fi foarte folositor pentru veșnicie, la lumină. Toți trăim în această perspectivă a vieții viitoare. Că nu trăim numai ca animale pentru viața aceasta pământească. Mănânci, bei, te mulțești, așa și distinezi, cum distinezi animale, felul lor. Viața noastră omenească... Mai mare dintre acestea este dragostea. Dragostea este mai mare pentru că Dumnezeu este însăși dragostea. Deci e mai mare, ce rămâne dragostea. Celelalte, credința se vine numai decât ca să te agăste ceva aici pe pământ și pe pământ. Dacă vrei să faci un bloc, faci acolo garaj, niște magazine, așa, trebuie să ai această încredere, că așa cum ești tu, cu copil pe care le ai, cu banii care ai, poți să-ți construiești un bloc. Trebuie să ai această credință în posibilitățile tale materiale. Nădejde, trebuie să ai saturnicie în credință. Asta, că acolo te așteaptă. Așa. Că când dragostea este nevoie să o ai ca să te apropii de Dumnezeu. Trăind de dragoste, trăiești în Dumnezeu. Și atunci le ai pe toate cu ajutorul lui Dumnezeu. Dacă n-ai dragoste, nici credință, nici nădejde n-au saturnicie în tine. Că ei lipsește esența însuși Dumnezeu. Să străduim să avem această dragoste și după aceea să mai vorbim. În realizarea acestor probleme de care am fost eu întrebat, eu am răspuns în felul meu. Însă, cei care au ascultat și ascultați aici, dacă vreți să vă însușiți mai multe daruri decât v-ați imaginat, osteniți-vă. Faceți propria experiență. Când mai din vorbe, nu iese nimic. Cuvântul lui Dumnezeu, trup s-a făcut, s-a locuit între noi. E vorba de Iisus Hristos care ne-a învățat. Cât a fost cuvântul la Tatăl, noi nici am știut. Abia după aceea, după ce s-a întrupat cuvântul, am văzut ce putere are Dumnezeu ascuns în Iisus Hristos, după aceea am început să credem și să ne îmbogățim și noi. Așa încât și cuvântul acesta omenesc, dacă nu este trăit, experimentat pe cont propriu, numai sunetul lui ne ajută aproape la nimic. Să vă simte fără să-i spun eu. Și cum își poate umplea acel gol? Trebuie să caute ceva. Și dacă e ușuratic, va rămâne cu golul acesta până în golul mormântului. Dar dacă e serios în ceea ce caută el, va găsi ceva care se umple această lipsă înăuntru lui. Deci sinceritatea îi trebuie în căutarea acestei insuficiențe personale. De obicei, pe noi ne interesează mulțumirea sufletească. Dar nu mulțumirea aceasta pe care o ai după ce mănânci și bei și petreci, așa, și desfătezi în alte păcate, nu această mulțumire. Această mulțumire care te însoțește permanent în viață. Aceasta o căutăm noi. Și căutăm ceva care
să crești, să te ajute să și înțelegi niște lucruri și să crești sufletește. Și atunci chiar știința aceasta, chiar filozofia, cunoașterea aceasta lumească, poți să știi toată știința aceasta care există în lume și nu ești mulțumit. Și atunci cauți până când găsești. Și un loc unde se găsește această mulțumire sufletească este biserica. Pentru că acolo se spun și se cântă niște adevăruri lăsate în lume special pentru a umpli acest gol lăuntric. Altarul sau strana nu spun de la ei, spun de la ei trăitori creștini care au aflat această sursă, acest izvor de cunoaștere care îi împlinește, care le răspunde la problemele lor și îi ajută să dobândească această mulțumire sufletească. Ca după aceea, sigur că altarul te îndeamnă să pui mâna pe Noul Testament, mai ales Biblia întreagă, și citești din evanghelice, din apostoli. Pavel a fost rătăcit, a fost dușman al lui Hristos. Și întâlnindu-se cu Hristos, el s-a întâlnit pe drumul Damascului. Însă anumite persoane care caut pe Dumnezeu se pot întâlni și în Noul Testament. Sunt de vorbă cu însuși Pavel. Așa el spune de rătăcirea lui, spune cum s-a întâlnit cu Hristos. Și așa era biserică, poate afla, sau se întâlnit, spune, păcatul te face rob. Adică un creștin, un tânăr care vrea să fie creștin, sunt mulți tineri astăzi care pot să asculte și acest sfat și fără voia părinților, fără acordul părinților, părintele îndeamnă să-și caute drum deschis, va trăi și el la vremea lui. Sunt persoane, oamenii au înaintat în vârste, că nu s-au clonat. Nu s-au spovedit 20 sau 30 de ani. Și mor așa. Și atunci ce educație e al tânărului, care vrea să ducă o viață creștină. Tânărul sau tânăra retrage în camera ei sau în camera lui și șterge niște rugăciuni seara sau psalmii. Mama s-a uit pe gaura cheii și când vede că citește în carte, știe că citește o rugăciune. Deschide ușa cu brutalitate și îi spune, nu mai citi, nu mai te ruga așa, că se nebunește. Ce se aleagă tânărul sau tânărul ăsta la care simte niște bucurii când se roagă? Și îi spune mama așa ceva. Dar mama nici ea nu se roagă. Mama trăiește în păcat necurunată și cu fel de fel de avorturi și fel de fel de păcate care o cuvârșește așa și o întunică. Și de acord cu diavolul, fără să-și dea seama. Și o îndeamnă și fiica ei sau fiul ei să fie ca ea. Și atunci tânărul și-a libertatea și trăiește, cum a înțeles el, viața. Acum, la vârsta lui tinerețe. Se întâmplă astăzi multe cazuri de astea și care le află și la spovedanie. Spovedanie le află. Așa și e regretabil că părinții nu pot să sfătuiască pe copiii lor cum ne îndeamnă Dumnezeu. Că și ei, părinții acestor copii, care pot să ajungă sfinți copiii lor și ei rămân în păcatele lor săraci. Așa. Asta și niște antecedente pentru viața lor destul de negative. Eu înțepenit așa în patimi și așa au rămas. Soțesc mai departe, în sensul lor. Dar viața e altfel. Și viața e lăsată pentru fiecare ca să străduim, să adunăm un capital de fapte bune și de viață creștină care ne va fi foarte folositor pentru veșnicie, la lumină. Tot trăim, toți trăim în această perspectivă,
El e prea pretențios și adeseori îmbătate mândria că le stăpânește pentru știința lui, pentru cunoștința lui. Și atunci e greu să găsească un duhovnic duhovnicesc, un asemenea om pretențios. Și rămâne să caute toată viața lui și să-l găsesc până la urmă. Și rămâne cu filosofia lui, cu jumătate măsură duhovnicească. Până unde merge ascultarea față de duhovnic? Fiindcă pot exista două extreme. Una prin care duhovnicul este văzut ca un fel de funcționar care iartă la nesfârșit păcatele, iar alta în care duhovnicul este idolatrizat, în care nu mai încape altceva în afară de ceea ce spune duhovnicul. Aici cred că și într-o parte și în alta sunt niște creșteri. Ce nu știe duhovnic, știe Dumnezeu. Și niciodată un om, ca și duhovnic, poate să știe tot. Așa. Dar mai trimitem ce nu știm noi la Sfântul Ioan Scăraru, la Sfântul Ioan Gură de Aur, care a fost un mare duhovnic, Sfântul Vasile cel Mare, și își culege cei ce are nevoie de la ei. Oamenii nu pot să dețină tot această viață duhovnicească și aceste probleme în întregimea lor. Așa încât un duhovnic nu poate să spună ceva definitiv totul. Sunt anumite lucruri care le poate spune. Cum se păzește o patimă? Ce se face ca să scap de ea? Să scap de pildă de desfrânare, care e patimă foarte curentă. Așa mai ales la tineret și astăzi. Sau patimă fumatului. Că așa este o patimă și aduce multe neplăceri și multe scandaluri în familie. Duhovnic poate să-ți dea niște sfaturi care dacă le pui în aplicare, scade aceste patime. Dar prea departe nu mergem. Și atunci trimitem pe asemenea oameni la anumite cărți. Să citească, să îndoctrineze și să înțeleagă mai mult decât poți înțelege de la un om care este de obicei mărginit. Un părinte contemporan spunea la un moment dat, întreabă și pe altă, dar ce duhovnic ai? Cu tare, ești mulțumit? Ești sau nu ești, îi spune. Mă întreabă pe altul și recomandă pe altul. Așa. Se duce la duhovnic. Că nu e chiar așa de ușor să găsești într-o dată un duhovnic care îți corespunde la starea ta, la problemele tale. Și de aceea rămânem la recomandarea Evangheliei. Caut și vefla. Întrebând din om în om, din oameni, nu fiecare om pe stradă îl întrebi. Așa. Cei care socotești prea ta că este preocupat de această duhovnicul lui. Și ajungi că nu suntem chiar așa de mulți duhovnici, așa încât să fie prea mult o steneală, dar trebuie să-i căutăm. Și eu caut duhovnic. Și ne găsim pe unul care să mă leg pentru toată viața, cum era Părintele Ioan. El era insuficient pentru că eu nu știu limba rusă. Că trebuie ca să înțeleg sfatul lui duhovnic rus. Așa. Și ție nici nu mi-era suficient. Și eu am căutat alt duhovnic pe vremea lui. Așa încât căutând prin toate mijloacele care pot să-ți folosească la găsirea acestui duhovnic. Întrebând un om în om. Așa și până la urmă găsești. Poate până la urmă te convingi că
nu e suficient. Și-l las și cauți altul. Se poate întâmpla să sporească respectiva persoană și duhovnicul să-i fie insuficient. Și atunci caut altul. Mai ales în legătură cu problema aceasta a rugăciunii lui Iisus, trebuie numai decât să ai un povățuitor, asta e greu, să găsești un duhovnic care să fie și trăitor la aceste rugăciuni și să spună ceva adevărat și mulțumitor. Atâta. Fiindcă tot ați adus vorba când și cum se poate schimba duhovnicul? Când nu mai ești mulțumit de el, pur și simplu. Când ți este insuficient. Să-și cauți altul și dacă nici el nu este în clopotele care te cheamă, te trezesc, nu trezi la această chemare către Dumnezeu, dacă mai ai puțin de răbdare sau mai multă răbdare, cu toate patimile care te cercetează, miluiești la un moment dat aceste patimi, că Dumnezeu ne ajută, în mod sigur, mai ales atunci când ne rugăm și ne biruim. Cine însă nu are nicio fel de chemare să plătească și colcă în el sângele acesta, patima aceasta trupească sub diferite forme, acela trebuie să asculte glasul acesta al sângelui și să urmeze clinica aceasta tradițională, familiei. Și face o viață în familie. Cine are și o înclinare către rugăciune, către niște idealuri mai înalte, mai către Sfinții Părinți, cine se simte impresionat de un cuvânt, Sfântul Ioan Damaschin sau Sfântul Grigori Palama sau Vasile Sfântul Ioan și suspiră după niște gânduri bune, Dumnezeu îl ajută și el progresează pe acest moral. Știi ce ea? Chiar când un gând de viață monahală izvorăsc în el, fără să aibă o chemare specială, dacă are cât de cât început bun prin aceasta, intră, dă de izvor, din când în când scade, dau niște patimi, Dumnezeu nu-l lasă, Îngerul Păzitor îl ajută și îl sporește și adâncește în această viață mănăstrească și poate să ajungă un om foarte util pentru ceilalți care nu intră în mănăstire, pentru lumea obișnuită. Dar dacă este chemat, atunci are și mai mult succes și mai mult har. Pentru că harul îi place să găsească și un teren curat. Acolo se adăpostește harul lui Dumnezeu. Sfințenie e ceva foarte fin, foarte delicat, foarte albăstriu, foarte greu de obținut așa într-o viață obișnuită. Sfințenie are sub peceți, iar sufletul ea coboră tăniată. Și este o cântare care o cântăm noi, biserică, în mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, în rai cu tălharul, și pe scaune ai fost Hristoase cu Tatăl și cu Duhul. Adică Mântuitorul este prezent în aceste centre după moartea sa pe cruce. Așa încât iadul este pe pământ sau chiar în pământ. Și Mântuitorul coboară la el și de acolo scoate din întunecimile iadului. E o luptă cu îngerii, luptă cu Belzebut,
Mântuitorul devine stăpânul iadului și de acolo scoate pe toți cei care l-au așteptat. Nu pe toți. Am uitat întrebarea. Ține minte aliat și nu deznădăjduiește. Așa. Ține minte aliat. Iadul este și pe pământ. Deci, în pământ și pe pământ. Încât noi suntem obișnuiți cu iadul. Iadul și-l face sau și-l fac mulți dintre trăituri aceste vieți. Așa. Prin viață care o duc. Încât iadul devine descurajant. Devine nimicitor. Așa. A suporta iadul pe pământ cu această încredere în Dumnezeu este un lucru foarte necesar pentru viața noastră. Trăim cu această încredere că iadul va avea un sfârșit și vom fi cu adevărat liberi și vom putea să ne ocupăm și de viața noastră lăuntrică. Cu toată descurajarea care ne aduce diavolul, pentru că el este în iad, dar este și în lume. Este prințul lumii care a câștigat foarte mulți pământeni pentru împărăția lui. Și toți care suntem încă în lume, diavolul ne vânează și dacă se poate să ne acapareze pe toți, se găsește. Poate, până la urmă, te convingi că nu e suficient. Și lași și cauți altul. Se poate întâmpla să sporească respectiva persoană și duhovnicul să fie insuficient. Și atunci caut altul. Mai ales în legătură cu problema aceasta a rugăciunii lui Iisus, trebuie numai decât să ai un povățuitor. Asta e greu, să găsești un duhovnic care să fie și trăitor la aceste rugăciuni și să spună ceva adevărat și mulțumitor. Atâta. Fiindcă tot ați adus vorba când și cum se poate schimba duhovnicul? Când nu mai ești mulțumit de el, pur și simplu. Când ți este insuficient. Să-și cauți altul și dacă nici el nu este mulțumitor pentru tine, cauți altul. Până găsești. Nu există riscul să fie ceva prea subiectiv? Da, sunt și oameni pretențioși, cei care caută duhovnicul. Pentru, așa cum spunea Părinte Ioan, colegii de care am vorbit, la duhovnic întrebi sau îi spui problema ta și îți răspunde de plin sau cât poate să răspundă. Și te mulțumești. Și a doua iarăși vă întrebi alte probleme care survin așa pe mintea ta. Și sau îi mărturisești greșelile tale. El se poate ruga pentru tine, te poate ajuta în sensul acesta. Dacă cineva este un intelectual care intră în viața religioasă și caută un duhovnic, mai greu să găsească, pentru că el e pretențios. Trebuie să fii filozof ca el. Așa se răspunde pe limba lui și atunci se poate fi un duhovnic, un călugăr de mănăstire care nici nu înțelege întrebările lui și vorbile lui, dar știe foarte multă viață duhovnicească, de care are nevoie filozoful sau intelectualul, dar nu se poate înțelege că el e prea pretențios și adeseori îmbătat de mândria care le stăpânește pentru știința lui, pentru cunoștința lui. Și atunci e greu să găsească un duhovnic mocat și
m-am dus acasă. Și acolo era într-o țară nordică, în Suedia sau în Norvegia, cu acest tânăr și avea și o fetiță. Așa. Și asta mi-a dovedit mie că, mai ales pentru viața aceasta călugărească, trebuie să ai cât de cât o chemare de la Dumnezeu. Că altfel te încurci pe parcurs. Cum s-a încurcat și ea sărmană. Și pe culmea culmilor, într-o bună zi vine ea cu soțul și la mine, la noi zilea în timp. Și după ce a ajuns, ideala călugăriță. Așa. Adică dacă noi o chemare de la Dumnezeu, chiar dacă intri în această viață călugărească, cum este ea așa păcătoasă în vremea de față, că toți ne acuză și așa, cum ești acolo în mănăstirea ta? Ai o chemare. Păcatele sunt comune tuturor oamenilor. Toți avem aceleași patimi, aceleași dispoziții pentru acest tribut. Așa. Dacă ești în mănăstire, dacă ești chemat de Dumnezeu, chiar dacă greșești cumva, ai această posibilitate de a te pocăi. Având biserica în curtea mănăstirii, având toaca, având clopotele care te cheamă, te trezesc în orice zi la această chemare către Dumnezeu, dacă mai ai puțin de răbdare sau mai multă răbdare, cu toate patimile care te cercetează, miluiești la un moment dat aceste patimi, că Dumnezeu ne ajută în mod sigur, mai ales atunci când ne rugăm și ne biruim. Cine însă nu are nicio fel de chemare să plătească și colcă în el sângele acesta, patima aceasta trupească sub diferite forme, acela trebuie să asculte glasul acesta al sângelui și să urmeze plinia aceasta tradițională a familiei și face o viață în familie. Cine are și o înclinare către rugăciune, către niște idealuri mai înalte, mai către Sfinții Părinți, cei bisericesc se cheamă dreapta socoteală. Dacă nu ai această sau echilibru în gândirea ta și în viața ta, faci lucrurile imperfect. Adică nu vezi o anumită latură a problemei care poate fi chiar esențială. Dacă ai această dreaptă socoteală, vezi lucrurile în ansamblul lor. Atunci mergi pe o linie pe care pot să meargă și alții cu succes. Pentru că e o linie deplină, care mulțumește pe om din toate punctele de vedere, sau din majoritatea acestor puncte de vedere. Altfel lucrurile grăbite nu prind. Deși capitanul era un om foarte echilibrat, însă lăsate în lume așa niște principii de astea și nedefinite și netălmăcite, că aș fost un timp foarte scurt această mișcare la conducerea țării și au intrat în această mișcare și elemente negative și elemente fără sinceritate, chiar elemente care au putut să compromită această mișcare, a ieșuat. Și a ajuns la cei și să știi că a ajuns. Să fie o mișcare teroristă și o mișcare periculoasă. Asta. Cum să ne raportăm la ecumenism, mișcare ecumenică? Noi nu vreau sunt eu convins această problemă. Însă,
multă lume credincioasă nu este mulțumită de faptul că se recomandă să facă și niște slujbe din aceste religioase în comun. Deci cu sectanții. La noi în țară, în altă parte, în lume, sigur că sunt și cu alte confesiuni. La noi se poate, dar la noi mai ales cu sectanții. Și se întreabă cum poate să facă o liturghie alături de sectanți care exclud pe Maica Domnului din cultul nostru creștin, Sfânta Cruce, icoanele, sfinții, martirii, termină-ți studiile, era student la medicină, termină-ți studiile și după ce ai să vezi și mai gândești atunci. Ea nu asculta, ne făcea tot ce-i dicta inima ei. Știu că se îmbrăca în haine astea de călugăriță, se uita în oglindă să vadă cum îi stă, așa, și până la urmă eu am plecat din țară pentru un timp și când am sosit în țară, m-am făcut cu tare. Am fost pe la niște mănăstiri și nu i-a plăcut viața. Și s-a întors de nou în viața ei obișnuită. Medicina n-a făcut-o mai departe, că nu-i plăcea marxismul, la care era obligat să se este și să răspundă, bineînțeles. Nu s-a mai făcut, eu chiar am plecat undeva mai departe. Și când am sosit să mă întreba de persoana asta, mi s-a spus că a plecat undeva prin Africa. S-a încurcat cu cineva de acolo, s-a căsătorit și e pe acolo, pe undeva, nu știam adresa. După un alt timp, am aflat că s-a căsătorit cu adevărat, s-a întors în țară pentru părinți. Tatăl ei era avocat și mama s-a casnică. Și acolo era într-o țară nordică, în Suedia sau în Norvegia, cu acest tânăr și avea și o fetiță. Așa. Și asta mi-a dovedit mie că mai ales pentru viața aceasta călugărească, trebuie să ai cât de cât o chemare de la Dumnezeu. Că altfel te încurci pe parcurs. Cum s-a încurcat și ea sărmană. Și pe culmea culmilor, într-o bună zi vine ea cu soțul și la mine, la Măsirea Antimă. După ce a ajuns, ideala călugăriță. Așa. Adică dacă noi o chemare de la Dumnezeu, chiar dacă intri în această viață călugărească, cum este ea așa păcătoasă în vremea de față? Că toți ne... Dar când e vorba să acceptăm niște lucruri de astea, pe care Biblia de la începutul ei ne spune că e periculoasă în așa măsură care pentru asemenea păcat scobară îngeri din cer să ardă, să se sfințeze niște orașe împreună cu locuitorii lor, să leagă niște fum de pucioase. Că am fost la Marea Moartă, am băgat de aici în apă și l-am pus pe limbă, așa, și o apă grasă și amară. Și pe acolo miroase a sulf. Atâta m-a rămas de civilizație celor două orașe, Sodoma și Gomora, care sunt în Biblie. Așa. Și
și vedem cât dispreț arată Dumnezeu pentru asemenea lucruri, asemenea patim. Sunt alte patim, pentru nici una din patimii care le au peste oameni, care poartă chipul lui Dumnezeu, așa cum știm, nu se coboară cineva din cer să pedepsească aceste păcate. Și tocmai aceste păcate, din țări această Europa civilizată și mândră, se dispurce neamul nostru care s-a păzit. Au făcut oameni greșeli niște lucruri de astea, că homosexuali sunt și la noi, fără să fie legiferați de Parlament sau de Senat. Așa. Sunt probleme de spovedanie, de canon, de așa, care rezolvă. Ca să fie legalizate aceste patimi, le faci fără grijă. Am acoperit la Sfântul Parlament. Da. Ei sunt liberi, ne ținem înseamnă de credința acestui neam, sensibilitatea acestui neam, aprobă, ca să fie prieten cu Europa. Deci am o părere contrarie. Adică nu sunt de acord ca pentru niște bunuri pământești să primim o pedeapsă dumnezeiască. Dacă atunci s-a coborât din cer și a ars Sodoma și Gomora, acum Dumnezeu poate trimite din cer niște pedepse asupra țării noastre în care să fie sancționate asemenea pedepse legiferate. Dar ei noștri nu sunt convinși. Și spui de asta, astea sunt popești, sunt.